pentru calificare, totuși o calificare cu emoții. Da, bună seara. Așa sunt jocurile de cupă. Eu am și avertizat înainte de acest meci. Cupa e o competiție imprevizibilă. Toate echipele, indiferent de nivelul lor, se mobilizează. Așa s-a întâmplat și în această seară cu o echipă de ligă inferioară care s-a mobilizat exemplar. A făcut o primă repriză execrabilă. Vreau să-i felicit pe băieți pentru a doua repriză. Parcă a fost altceva. Oricum, mi-a fost destul de greu să găsesc anumite soluții vis-a-vis de eligibilitatea jucătorilor sub 21 de ani sau, mai bine zis, mult mai mici, pentru că trebuia să ne adaptăm după adversar. Am încercat toate metodele pentru a reuși și să pun în valoare alți jucători, să intre în teren și să tranșăm meciul în favoarea noastră. E o victorie importantă, până la urmă e o calificare importantă pentru noi, ținând cont de momentul în care ne aflăm. Da, sunt, să zic așa, bucuros și nu prea sunt dezamăgit de anumiți jucători. Vom vedea ce va fi în continuare. Până la urmă e importantă calificarea. V-au surprins copiii Ceahlăului în prima repriză? Știam, i-am analizat. O echipă tânără, o echipă care nu avea absolut nimic de pierdut. Jucau acasă și au încercat să se ridice la un nivel superior. Chiar a reușit în anumite momente. Asta e cupa. Diferență mare între Liga a 3-a și Liga a 2-a? E diferență mare și între Liga 3-a și între Liga 2-a și între Liga 1 și Liga 2-a. Sunt diferențe destul de vizibile. Bine venit această victorie, ținând cont de parcursul Petrolului din ultimele meciuri. Da, e o victorie care sper eu să ne deblocheze. Nu mai rămâne un joc de campionat sâmbătă la Slobozia, pe care trebuie să-l câștigăm pentru a recupera din handicapul de puncte pe care l-am risipit. Am pierdut destul de multe puncte, încă nu este nimic pierdut, trebuie să ne agățăm, să fim acolo, vom vedea la iarnă, clar că mulți vor pleca, pentru că, așa cum le-am spus și la pauză, nu au nivel de Petrolul, asta e adevărul. Sunt unii jucători care nu merită să poartă acest tricou. Văd că au reacționat după pauză și cu schimbările efectuate, lucrurile au luat o turnură favorabilă pentru noi în a doua repriză. Cum v-ați adaptat la Petrolul, ținând cont de suporteri, de presiunea pusă pe antrenori, pe jucători? Cum să mă adaptez? Muncesc, am luat practic o echipă de la zero. Știam acest lucru. În vară, când am venit, am găsit doar 6 seniori din lotul sezonului trecut, foarte mulți tineri. Pe parcurs au venit foarte mulți jucători. Nu este ușor să construiești într-un timp relativ foarte scurt o echipă competitivă. Răbdare nu există. Până la urmă am încredere că de la iarnă, cu pregătire foarte bună, cu anumite elemente pe care trebuie neapărat să le aducem. Așa că când aduci foarte mulți jucători și constrâns de situație, mai ai și balast. Ne vom debarasa de acest balast pentru a ridica pretențiile echipei. O victorie cu Slobozia va duce aproape de poi. Trebuie să câștigăm. Sper că această victorie să ne refacă cât de cât moralul, încrederea. Întotdeauna e foarte important acest lucru când intri într-un moment mai dificil. Da, a fost o victorie obținută cu greutate în această seară, dar e important. Mulțumesc, mult succes! Mulțumesc.